Salutare tuturor și bine v-am regăsit mai bun la un minunat nou episod de Minecraft, fraților. Astăzi suntem alături de Ase Mădălin în persoană. Aici, stai să repar aici ce am stricat, că am făcut o mică greșeală aici. În fine, așa. Salutare tuturor, vreau să vă arăt un nou update, mi-am pus cercel. Oh, bine Ase, bine rău. Fraților, astăzi revenim cu seria de casă versus casă cu Ase. Aici suntem pe creativ și o să facem o casă din Bedrock versus o casă din TNT. Oricum o să trebuiască să te duci un pic mai departe de mine ca să nu te văd, știi? Na, stai tu acolo și eu mă duc un pic mai încoace și începem să construim, bineînțeles. Dar nu te duc foarte departe ca să te găsesc. Bă, nu te mai văd, unde ești? Păi, lasă, nu-i problemă, ne găsim noi după aia. Da. Ceau. Da, nu uitați să lăsați și voi acolo un like, fraților, și nu uitați că aveți și pe Ase în descriere și aveți și canalul meu de vlog, bineînțeles, canalul de Fortnite și canalul Ase de Fortnite, bineînțeles. Bineînțeles. Stai așa că nu știu, bă, cred că o să pun ușă de fier. Mai avem câteva mici chestii pe lângă, gen lavă, sticlă și chestii de genul ăsta, ca să facem casă să arate un pic mai bine, pentru că dacă o facem doar din Bedrock, cred că o să arate un pic cam ciudat. Adică ca și noi. Wow. Da. Și na, ne-am gândit că din Bedrock sau doar din TNT ar arăta un pic cam ciudat. Și așa, ca să arate uși un pic mai decent folosim, na? Ce? Uși? Da, logic. E culmea să-ți lași casa fără ușă, îți dai și tu seama, nu? Adică, wow. Na, cum ar fi o casă fără ușă asta? Gândește-te și tu. Bine, ceau. Și tu ce ai mai făcut astăzi? Ase, ești bine? Da. Nu a sunat chiar bine acel, da. E ok. Bă. Da, depresiv. glumesc. Da, sunt bine. Bă, n-am mai făcut o casă de ceva timp și să mor, te știu. Da, eu nu știu să fac case, dar nu știu de ce dracu m-ai luat pe mine să faci case cu mine, dar nu am primit mesaj. Cum asta? Eu știam că tu ești un builder foarte născut. Uai, era să-mi sting curentul. Ce? Nimic, nu pune întrebări. Ca mine, cum pot să-mi scot netul în 2 secunde. Deci, frate meu, cred că mi-a scos netul de 5 ori cât a fost la mine. Haide. E bine, ce să mai. Hai că m-am gândit la un model de casă Ase, care cred că o să arate cât de cât ok. Eu nu știu, eu fac. Doar fac. E bine Ase. Măcar ceva acolo să fie, știi? Măcar adică, fac. Da, exact, mă, ce nebă. O căsuță acolo. Uite, casa asta am învățat-o de la YouTuberul meu preferat de când eram mai mic, se numea Mădălin Joacă. Bă, nu știu, eu am cam același model de casă, dacă stau să mă gândesc, că știu că am mai făcut modelul ăsta de ceva timp. Mă rog, l-am mai folosit câteva... Bă, dar stai că n-arată bine, nu, stai. Ceva aici nu-i bine. Parcă e prea dubioasă casa asta. Stai așa. Trebuie să modificăm ceva aici mai bun, că arată un pic cam ciudat dacă stau să mă gândesc. Dar ce dracu arată mea așa urâtă? Așa e, mă, parcă așa mă gândesc, ce? Nu mai știu să fac case Ase, mă jur. Case Ase. Case Ase. Știi cum am un prieten care, știi cum, nu-mi zice Ase, îmi zice Oase. Oase? Oase. Oase. Eu cred că o să zic și eu așa de acum. Oase, ce faci Oase? Bine. Shame. Hai de viață. Ce pui mi arată așa? Puii tăi arată așa. Bă, Ase, tu știi ce urât arată, să mor eu. Bă, dar parcă și la mine arată super urât, să moară fata mea, să mor eu. Bă, dar trebuie să nu mai zic chestia asta cu să moară fata mea, serios. Păi vezi. Mamă, dar mea am făcut vilă, jur. Da? Ce drept. Mi-am făcut o casă, dar urâtă, nu-mi place. Cam prea urâtă, parcă. A, și știți ca de obicei să ziceți în comentarii cine câștigă. Bă, ce casă faină am făcut, ești nebună? Da. Seimulescu. Mai știi când ziceam Seimulescu? Da, știu. Lol. Mi-ai băgat asta în cap. Seimulescu tău. Bă, dar dacă stau să mă gândesc, n-am făcut o căsuță chiar așa urâtă. Nu? Eu dacă stau să mă gândesc că am făcut o căsuță cam urâtă. Cam urâțică, așa ca mine? Ce trist. Doamne, ce rău ești cu tine astăzi, ce s-a întâmplat? Bă, ți-am zis, ești depresiv. Da? Da. Tu? Eu sunt bine fericit, Ase. Da. 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 Măcar tu. Glumesc, fraților, sunt fericit. Asta este. Da, ca să înțelegeți, n-am prea avut chef. Nu, internet și calculator ca să poți să postezi pe YouTube. N-ai avut internet, Ase? Nu. Și ți-am și explicat chestia asta să-i îmi de 11.000 de ori. Bine, Ase, scuze, gata, mă, și așa că m-am enervat și am plecat afară. Bă, stai mă, cine ai, bă? 1, 2, 3, 4, 5, așa, și aici 1, 2, 3, 4, 5. Ei, păi puțin, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. What the fuck? Ce vilă am făcut? Bă, mie nu ies calculele aici, stai. A, cred că mi-am dat seama de ce nu mi-eșeau calculele astea. Și acum să pun ceva să-mi bubuie toată casa. A, dar chiar mă că tu ai casă din TNT-uri. Oh, 2 secunde am pus lava acolo lângă și... Ai avut și casă. Ia mai bine. 2, 3, 4, 5, 1, 2. 1, aici. Aici, deci. Ia să vedem, oare acum este bine? Că nebunesc. Ok, da, cred că este bine, oameni buni. Deși... Și nu uitați că stați până la sfârșitul episodului dacă vreți să explodăm casa mea. Oase Mădălin. Vase Mădălin. Așa îmi zicea Pain la început. Vase. Bă, hai că parcă și casa mea arată mai acasă, știi? Bă, acum mai fac interiorul și sunt gata, să știi. Nici eu nu mai am mult. Mai pun niște geamuri și chestii și... Este gata minunăția asta de casă. O, dar am făcut-o frumoasă rău. Serios, mie chiar îmi place. Și tu știi ce casă am făcut eu aici? Imensă. Mă rog, imensă pe interior. Roșu, frumos, ca băieții. Mamă, stai, ușor, bugat. Hai că eu pun și covor pe interior astea ca să arate totul lux. Deci facem lux, ce să mai nu... Așa o să arate și la noi în casă când ne mutăm să-i. Da, eu să sperăm când ne mutăm astea, hai, ia spune-mi. Bă, eu ți-am zis. Păi și cât mai durează? Mai puțin. Mă gândesc și eu că pe secundă ce trece cât mai puțin, dar da. Păi, nu. Oare arată bine? Bă, ce casă am făcut, what the fuck? Cred că și eu. Stai așa. Că ți arăt ce casă am făcut aici cu lavă, cu nebunii. Aoleu. Cu nebunele? Stai așa că am greșit ceva, am făcut aici o porcărie. Așa. Gata, am reparat. Reparat, ta. Stai așa. Okay. Mă vrea gagica, ta. O să punem în jurul a... Na, la toată casa asta. Mai am mult să sperăm că nu mai auzit. Ce ai zis? Ra-ta-ta-ta-ta. Mă vrea gagică, ta-ta-ta. Haide. Cum îți dă un vibe de asta super creepy casa când intri la mine în casă. Dacă la tine, nu vrei să știi cum e la mine, să mor eu. Bă, dar arată chiar bine dacă stau să mă gândesc. Uite mă ce casă am făcut, ești nebun. Da, bine, păi eu cam am terminat. Nu încă, stai, terminat. What the fuck? Puh. Plouă! Stai, Ase, că nu... Lasă-mă pe mine! Ai dat? Nu mai știu comanda. Da, bine, las că am dat eu. Așa. Bă, ce casă am făcut! Și tu? Lasă-mă că vin eu primul la tine să văd. Unde ești? Stai, că am spart... De fapt, e ok. Bă, ce faină e! Ai ajuns? Unde ești? Da, e mai faină a ta. Da? Da. Unde ești? Ia uite ce frumos e pe interior. Dar ce dracu n-ai pus geamuri? A, păi nu ți-am zis că n-am terminat, frate. Stai, 2 secunde, terminau aici, Ase, nu te grăbi. Nu te grăbi aici, deci... N-am apucat, crede-mă că e prima dată când intru... Bă, îmi place mai mult. Da? Bă, dar nu e așa creepy ca a mea. Creepy? Bă, dar eu sunt curios ce n-ai mai făcut tu acolo. Stai, că aici avem iar o problemă tehnică, Ase, 2 secunde să... Gena mea nu-i așa pe exterior, nu-i așa faină. Ia-mă, hai că-s curios ce ai făcut tu, Ase. Hai că deja o văd acolo. Deci pe exterior e fainuță. Arată o casă din Minecraft. Stai puțin, lasă-mă pe mine. Salut, bine ați venit la mine în casă, intrați. Oh, bine. Yo, ce interior au făcut, Ase, e faină pe interior, îmi place. Ia, stai, uite așa. Ah, și chestii de-astea. Mă rog, văd că... Le-am pus strâmbe, doar pe unul, am pus strâmbe. Bă, aia asta faină, Ase, mie îmi place. Îți place? Ce notă îmi dai? 10, Ase, ai un mare, mare 10, ai trecut la construi case, ai dat, i-ai dat foc? Ai, capul meu. Ce nebun. Mi s-a blocat calculatorul. Din păcate la casa mea nu prea ai cum să... Na, nu prea ai cum să o explodezi, Ase, cam asta e faza, din păcate. Am casă, gen, a dispărut de tot. Da, am văzut. Bun, fraților, aici o să încheiem acest episod. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, share și ce mai vreți voi pe acolo. Zi, Ase. Deci mergeți și abonați-vă la canalul Ase Fornito. Chiar vă rog să strângem 2000 de abonați, vă rog foarte frumos. Doamne ajută. Bun, sperăm că v-a plăcut acest episod, fraților. Dacă mai aveți idei de casă versus casă, puteți să vă lăsați acolo în comentarii. Noi ne-am văzut data viitoare. Toate cele bune. La revedere. Pa, pa.